Ascultam scena din Nano în care capitolul terțero venea Camila acasă la bunica ei și bunica tot întreba dacă a fost la doctor, dacă a vorbit cu medicul și ei povestea că a fost la delfinariu și că apoi în sfârșit bunica a ascultat ce zice, că îi vorbea prin semne și că văzut un băiat și nu spunea de doctor nimic, spunea de acel băiat și atunci bătena se bine numai spunea, nu, spunea. Și cum e acest băiat? Și ea tot făcea așa cum. Și ce magico, ai zis magico, mă chiar vreau să mă uit. Bun, întâmplător mi-am amintit ce am visat azi noapte, din lucru. Deci eu m-am culcat uitându-mă la un film. L-am avut aici, dar nu mai știu la ce film am uitat, m-am culcat. Am încercat să mă uit, nu mai știu, că l-am șters. Adică l-am dat exit. Nu știu, frate, un film. Și bine, calculatorul s-a oprit, nu știu cum a fost treaba. Și am visat. Și chiar foarte interesant. Și după aceea vreau să vă prezint o cărțulie care am avut-o prin casă. Cred că de când a apărut în 1991 și are un cuprins, dar nu zice autorul. Foarte interesant. Mai am avut o carte, sunt un evadat, un tip, în 30. Deci nu e evadatul de fugitiv, ăla despre prin care se vor. Un tip care evadează, nu știu ce, și se duce, merge nu știu unde, ajută nu știu cine. Nu că am citit că tu tot așa. A fost a unui american, dar asta carte creștină. Zice, Mari Minuni pe Crăciun și pe titlu În vapor și zice, citat să te ajute. Multe domnul ziua ne cadă. Un fel de zonă din asta, cordilieră de plajă. Și vreau să vă zic ce am visat. Am visat din filmul Taxi Driver câteva scene și unele editate, dar vreau să zic, cu gândul acum la Nano și la cartea asta, cum vorbește, nu știu, Universul, Dumnezeu, mama. Și eu știu asta, că deci, Dumnezeu are ceva să spună și știi cum e, unii oameni nici măcar nu cred în Dumnezeu. Fiecare este liber să facă ce vrea, până la un punct, într-o zi. Și ea va vedea dacă a ales bine, dacă a ales rău. În același timp, ca și calea, știu eu, Caterinei din Siena, nu e pentru oricine. Fiecare are propria sa Epifanie. Și atunci ce vreau să zic? L-am visat pe Travis ăla, Bickle, dar era interesant. La început nu era jucat de Niro, era jucat de o persoană mai tânără. Și apoi a apărut de Niro. Și ce mi-amintesc că am visat era cum avea el pistoalele și își făcea acolo la mână. A bine, n-am visat că el, talking to me, dar nu am visat. Am visat cum începea să-și facă el, să aibă ușurință, știi, să scoate pistolul. Și un alt aspect, mi-amintesc că mergea el pe un drum și l-a pe picioare și o venit la taximetristul la Chiel, care a zis, domne, nu ai o meserie, deci capăt o meserie, o faci și pe aceea devine acea meserie. Dar tipul ăsta vrea, hei, nu știu ce, travi, nu fi zis, nu știu. Hai să ceva. Și ăsta încerca să-și ascundă pistoalele, pentru că nu asta era un prieten și un respectabil, nu era un om să arate ce pistoale are el sau arate în față. Și încerca să-și ascundă pistoalele, știi, și ăsta venea și nu știu ce. Și apoi mai știu un lucru, că la un moment dat s-o dus să-și dezgroape, nu știu ce pistoale avea el unde și le pusese, știi? Să-și le ia de acolo.
Asta am visat. Și acum dacă mai apuc să zic ce cu cartea asta, mare nu prin gășit să te ascultă o lume în zoane cazului, vă duce într-o postare ulterioară, volumul 2.